Văzi, mă, ce scrie? Mașina. Băi, bă, ce scrie aici? Unde, mă, Cătălina? Ce? Am 10 amulete. Uite, mă, ce-a făcut ăsta, băi. Ia uite câte amulete are. Uite, mă, ce-a făcut. Eu m-am dus pe acolo, prin spate, le-am șters numele colegilor mei. Deci toate amuletele sale mele. Bravo, mă, grasule, mă. Bravo, felicitări, Cătăline. Bă, câte amulete ai câștigat, mă. Bravo, bă, Cătăline. Bă, putem să ne luăm concediu mai devreme? Da, acum intrăm în concediu, gata. Gata, să star mai Cătălin, zic. N-am cum să rămân cu două, ce naiba. Ce să mucea. Dragii mei, am ajuns la amuleta cu numărul 11. Țin să vă spun că este una foarte specială. Aoleu. Este prima de acest fel pentru care jucați în acest sezon. Această amuletă se numește imunitate totală. Interesant. Da, interesant, nu? Și ce zice pe ea? Ai dreptul să oferi imunitate totală unui concurent din echipa ta la oricare dintre probele individuale. Acel concurent nici nu gătește. Wow. Nu gătește. Este exclus din proba respectivă. N-am nimic de genul ăsta. Ok, pot să iau oameni, să opresc un om, bună tare. Așa că zic eu că este de luat. Asta trebuie să fie legale la alte speciale. Da, ce să vă fac. Bă, da, e doar despre tine în povestea asta. Până acum plângeai, acolo sunt toate până ce acum plângeai că să câștige Scărlătescu, să câștige Scărlătescu. Asta și acum le vrei pe toate. Da. Să facem o familie frumoasă, zic. De amulete foarte bune. Bineînțeles, vorbim de probele individuale. Nu la semifinală? Și excludem semifinala. E foarte bun avantajul de avut, pentru că salvezi un concurent pe care n-ai vrea să-l pierzi, dar totuși, poate concurentul ar trebui să plece ca tu să câștigi concursul cu un alt concurent. Interesant. Foarte interesant. La mine în cap s-a format oarecum o întreagă teorie pe tema asta. Nu te pune împotriva destinului unui om. Merită sau nu? Oho! Bună tare asta de azi! Acum, mai există o amuletă care ar putea să o strice pe asta. E cea care anulează oricare amuletă. Eu am una unde pot să-mi folosesc mâinile 3 minute, așa că dacă mă grăbesc, s-ar putea să-mi iasă. Și ca să ne batem pentru asta, în ca ce ne batem? Ca să câștigați această amuletă, așa, va trebui să vă luptați... Așa? În? În? O, am avut! În plăcinte, dragii mei! O, frumos! Doamne, Dumnezeu. Plăcinte. Astăzi va juriza șef Bogdan Piele. Să-l sun, Piele. Zic eu. Păi eu zic să-l sun. Executive chef. Mai știi? Da, băi, frate, peste 30 de bucătării, a 7 saloane de evenimente, un total de 2000 de locuri. În plus, față de asta, este proprietarul unui laborator de deserturi. Și ai, prietenul mă, cel mai bun al lui Scărlătescu. Asta nu o zici? Asta cu cel mai bun prieten al lui Scărlătescu. Da, să și Harry, prietenul meu. Și n-am câștigat eu. A venit prietenul meu foarte bun, Orlando, și n-am câștigat eu. Dragii mei, pentru imunitate totală, aveți la dispoziție 120 de minute. Wow! Dar de ce ești așa generoasă, dragul? Interesant. Mă gândesc la plăcinte, mă gândesc la luat, la frământat, la întins, la... Pentru că mi-este foarte poftă de plăcinte. Proba voastră începe... Acum, succes! Cine să facă plăcinte? Fac o țintă cu mere, că altceva nu știu. Ce plăcintă faci, Cătălin? Eu fac plăcinta mea de la festival, cu brânză și mărar. Bună asta! Dacă Dumitrescu face plăcinta de miel, e nasol. Eu zic nici mai să nu mai gătim. La revedere, pace, cu ce să te bați? Că e bună rău de tot. Eu mă bag într-o plăcintă franțuzească, semi-plăcintă, păi așa. Ce puteai să faci tu? Ce? Da. A francez. Spumă de migdale cu prune confiate. Avec le feu de bric. De Dumitrescu nu mi-e frică, pentru că bagă prune în coniac, migdale... Bă, nene, e plăcintă lui Macarons. Parcă de bunte, să zic că mi-e puțin frică așa. Ce fac, mă, doamnă? Plăcintă cu mere și sos de vanilie. Bă, sos de vanilie fac și eu. Culmea, și eu. Sos de vanilie și ai brânză sărată cu mărar. Adică... Ok. Astăzi fac sos de vanilie după rețeta lui Dumitrescu.
Cred că e doar în capul meu așa. Am impresia că dacă mă ajut un pic de colegii mei, am un avantaj în plus. Nu știu, e doar așa, psihologic. Ia zi, Dumitrescule, cum fac sosul? Separă gălbenușurile de albușuri. Ok. Și mă sun după aia. Poți să le pun peste zahăr? Pune zahărul peste. Ca să știi cât, păi poate nu-ți iese. Dumitrescu o să zică, spune, îi dau ăsta o rețetă și, și scap. E chestia asta îl face pe el să se deconcentreze puțin. Nu o să mai fie atent, pentru că el are impresia că eu nu fac un preparat ca lumea și atunci nu se mai concentrează la masă. Dăm cu scorțișoară, tată. Repede că mă rui baza. Sorin e cam la risc. Pune puțină lămâie în apă. Da, ține lămâie în apă așa ca să, să nu se înnegrească merele. Am să fac o combinație între plăcinta cu mere, tradițional așa, și tartă tata. Ce face acolo Florina, așa e interesant? Crema de umplutură pentru plăcintă. Halbuș cu migdale. Ce mai fac? Ia zi. Spumează-le. Scărlătescu, mă bucur măcar că recunoaște. Bă, nu știu să fac sosul de vanilie. Ajută-mă, dă rețeta. I-am explicat rețeta în pași. Am amestecat gălbenușurile cu zahărul, după care le-am pus cu laptele la fiert și păstăile de vanilie. Le-am strecurat și gata. Trebuie să știi să-l dai jos de pe foc la momentul optim. Dacă îl lași prea mult, se îmbrânzește. Dacă nu îl lași cât trebuie, e doar un lapte. Cătălin, ce faci, mă, bați ouăle? Nu, mă, nu. Fac crema de brânză. Plăcinta poate să fie starter, poate să fie ciorbă, poți să o servești cu carne, cu pește, cu legume, o umpli cu absolut orice. Cătăline? Da. Nu știu dacă e combinația reușită, vorbesc serios. Este una dintre puținele combinații pe care eu le iubesc, între sărat și dulce. Temperăm ouăle. Cum faci să temperezi ouăle? Mai duc la aceeași temperatură cu laptele. Băi, ești nebun. S-a tăiat? Aha. Ce nasol. Avem soluții în momentul în care se taie crema de vanilie. Cum faci? Apă cu gheață și viteză, tată. Astea să fac pilav merele mele, să știi aici. Am folosit prima oară niște mere golden. Am încercat să le sotez în unt, numai că s-au sfărâmat foarte repede. Așa că trebuie să fac alte mere. Schimbăm tactica.